care vine la medicul dentist se gândește în primul rând, dar dacă mă costă mult, dar dacă nu-mi permit, și atunci mai suportă puțin durerea, mai amână acest moment. În primul rând, această amânare și această suportare de durere nu-ți face bine, pe termen lung nu-ți face bine. Ne spuneți în videoitorialul de pe Tulcea News faptul că toate aceste lucruri pot să ducă la o suferință și mai mare sau chiar la extinderea problemelor în cavitatea bucală. Aș vrea să detaliem puțin aceste informații, să ne spuneți, e bine să mergi la medicul dentist, asta e clar, dar cât de repede trebuie să mergi la dentist? Normal, trebuie să vedem dentistul din 6 în 6 luni. De multe ori le spun pacienților că relația cu medicul dentist este una pentru toată viața și trebuie să-l vizităm periodic atunci când avem probleme dentare, dar obligatoriu din 6 în 6 luni, pentru că medicul este cel care poate să evalueze dacă avem probleme. Noi, ca pacienți, nu realizăm lucrul acesta, nu ne dăm seama că unii dinți se abrazează, se tocesc și atunci avem o forță mult mai mare pe implanturi sau pe lucrări, articulația suferă, unii dinți se fracturează, unii migrează și atunci noi suntem cei care putem trage primul semnal de alarmă. Pacienții vin de obicei când se fracturează dintele, când se decimentează lucrarea, dar de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că am sărit peste un control stomatologic, pentru că noi considerăm că este bine. De obicei românii se tratează singuri, își repară toate lucrurile, sunt pricepuți la toate. Nu poți să fii priceput și la chestii care țin de sănătate. Până la urmă trebuie să apelezi la un specialist. Și atunci, revenind la întrebarea inițială, vorbim de costuri. Oamenii se tem de acest lucru și din ce am văzut, un dent îi poate ajuta. Îi poate ajuta pe de-o parte cu informația de care iau nevoie, de o investigație rapidă, așa cum am văzut și în materialele publicate anterior pe Tulcea News, și mai mult decât atât, îi puteți ajuta și financiar. Despre ce vorbim? Da, ne-am gândit care sunt nevoile pacientului și am descoperit că și nevoia asta de a găsi soluția financiară. Ne-am pus în pielea pacientului și ne-am dat seama că și noi am fi bucuroși să plătim în rate. De ce acest lucru? Pentru că putem realiza mai multe tratamente, putem reabilita întreaga cavitate orală, putem reda funcțiile sistemului dento-alveolar. Omul poate mânca cu toți dinții, poate face deglutiția în mod normal, poate să-și reia fonația și, de ce nu, fizionomia, știind că se accentuează mai ales la doamne aceste șanțuri nazolabiale și fizionomia se schimbă atunci când nu avem dinți. Iar aspectul fizionomic este unul important în viața noastră de zi cu zi, atât în cea familială cât și în cea profesională, și ne afectează chiar și psihologic, ne stresează, atunci chiar trebuie să avem un zâmbet frumos și funcțiile sistemului redate. Iar banii nu trebuie să fie o problemă până la urmă, tocmai de aceea ajutați cu această... Le întindeți o mână de ajutor, dacă putem spune așa, prin acest fapt. Puteți să-i ajutați să plătească un tratament în 4 luni, ne spuneați. Da, pentru a ne bucura și noi de rezultate și nu rezultate fracturate, pentru a avea acel zâmbet cu care și noi ne mândrim la finalul unui tratament, facilităm această plată în rate, direct la clinică sau prin partenerii, cu ajutorul partenerilor noștri, băncile Banca Transilvania, BRD și TBI. Dacă e vorba de un împrumut prin bancă, discutăm chiar de o perioadă mai mare de rambursare. Da, 2 ani de zile fără dobândă, cu dobândă zero. Ok, cum pot beneficia pacienții? Ce trebuie să facă? Trebuie să meargă la bancă? Se poate rezolva direct aici? Direct în clinică. Avem personal specializat care se ocupă de aceste formalități, ca totul să fie foarte ușor, sau vine partenerul, un angajat al băncii care urgentează această procedură. Eu imaginez că e vorba de acte minime, nu ți se cer, eu știu, cine știe ce hârtii speciale, și poți să rezolvi asta repede și să te apuci deja de tratament,
să rezolvi deja problema, să uiți de durere și să te întorci, eu știu, la muncă, la familie cu zâmbetul pe buze. Da, desigur, tratamentul începe imediat. Găsim pe parcurs o soluție financiară. Pacienții, când ajung la noi, au prima dată iau cunoștință cu situația lor, de starea lor de sănătate, pentru află planul de tratament și decidem pe ce variantă mergem. Pentru că, desigur, nu doar noi decidem, noi medicii, avem mai multe planuri de tratament și îl găsim pe cel mai potrivit, cel mai adaptat pacientului, dar el este cel care ia decizia finală. Nu vreau să speriem oamenii, să le spunem numai că pentru a veni la medicul dentist trebuie să apeleze la bancă. Până la urmă există și tratamente sau consultații gratuite, există tratamente mai ieftine pe care le pot face sau care sunt accesibile tuturor fără să fie nevoie să apelezi la o bancă neapărat. De obicei românii vin foarte târziu, asta este realitatea. Și pentru că nu se prezintă la timp, atunci când se prezintă, situația este un pic mai dramatică. Iar eu sunt un medic care doresc să fac lucrurile bine. Nu-mi doresc să lucrez pentru bani, nu-mi doresc să lucrez de câți bani are pacientul, prefer să găsesc o situație financiară și să-i reabilitez dantura. Să se poată bucura. Tratez pacienții așa cum aș vrea eu să fiu tratată.